Rupe peste 3 perechi de poante pe an, iar durerea, micile accidente și orele puține de somn sunt doar câteva piedici care stau în calea balerinelor. Marina Anghelinici spune că s-a născut ca să danseze pe scenă, iar dansul este oxigenul său. Chiar dacă viața de balerină nu este ușoară și merită multe sacrificii, ea nu ar renunța niciodată la emoțiile trăite pe scenă. Viața de balerină este dură, dar interesantă. Când ești pe scenă, uiți toate greutățile. Primești o plăcere, mai ales când îți aplaudă pe urmă spectatorii și vezi ochii fericiți că au primit și ei energia care o dai în sală. Este o magie. În cei 25 de ani de când se află pe scenă, Marina a reușit să joace în 10 de spectacole și să intre în pielea multor personaje. De la ele a învățat să fie mai bună, să lupte pentru ce își dorește, dar și să evolueze în fiecare zi. Cel mai mult rol mi-a plăcut în Romeo și Julieta, rolul Giulietei, am primit o mare plăcere pentru că rolul acesta nu e simplu. În timpul spectacolului simți și trebuie să redei un spectru de emoții, de la inocență, te îndrăgostești, disperare și lupta pentru dragoste. Balerina spune că fără susținerea familiei nu ar fi reușit să-și atingă scopurile, iar soțul său o înțelege perfect atunci când petrece mai mult timp pe scenă decât în bucătărie. Se întâmplă să fie problemă, gelozie că dedici foarte mult timp baletului, dar nu familiei, dar până în final înțelege că eu trăiesc cu asta și pentru mine asta este important. Dacă ai plăcere, se spune că reușești tot ce ți-ai propus, chiar dacă sunt diverse piedici care îți pot sta în cale. În Moldova e greu să trăiești din munca de balerină, pentru că nu este prea plătită, mai câștigăm din turnee ceva, dar mie îmi place ce eu fac și foarte iubesc. Eu nu-mi închipui viața fără dans. Pentru mine este ca un oxigen.